Construcția trebuia începută la 20 mai, în condițiile în care licitația a fost încheiată în data de 13 mai și trebuia terminată în 20 iulie. Sunt din ce în ce mai mulți pacienți și pacienți gravi care nu mai au loc la ATI, evident că ne afectează. Dacă era un moment în care trebuia să avem spitalul ăsta, ăsta era momentul. Sunt pacienți care sunt, mă rog, transportați dintr-un spital în altul și care nu apucă să supraviețuiască pe parcurs.